Hei, ce faceți, oameni buni de pretutindeni? Mă bucur că ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi am la dispoziție câteva ore și am decis să vizitez din nou celebra metropolă americană New York. Mâine dimineață voi evada din peisaj, voi merge către alte locații de unde veți primi 2-3 vloguri. Ok, astăzi vreau să vizitez câteva atracții din New York City. Așa cum spuneam, nu am prea mult timp la dispoziție, dar cred eu vă va plăcea ceea ce vă voi prezenta. Știu că YouTube-ul este plin de materiale legate de New York City, este cel mai fotografiat și filmat oraș din lume. Una peste alta, cam aceasta este activitatea mea și un astfel de material găsiți în vlogul de astăzi. Dacă vă place să descoperiți sau să redescoperiți New York City, atunci rămâneți alături de mine. Hai să dăm drumul. Deocamdată aștept să vină trenul. Mi-am cumpărat tichet de aici și până în New York am plătit $13. La întoarcere mă voi folosi din nou de tren, dar voi merge mai departe cu încă două stații în suburbia unde locuiește prietenul meu. Ok, după fix o oră de călătorit, am ajuns în gara centrală din New York, care este considerată un adevărat monument istoric, de fapt o bijuterie arhitecturală. Hai să facem o plimbare, să vă prezint și eu câteva cadre, după care ieșim la exterior. Nu este o oră de vârf, de aceea nu vedeți prea multă lume, chiar dacă avem totuși ceva trafic, dar vă spun fără doar și poate că ceea ce vedeți voi este chiar foarte, foarte lejer. Hai să vă prezint un cadru și de undeva de mai sus. Eu zic că arată foarte fain. Acolo este un mic restaurant italian, pentru că la New York există o comunitate uriașă de italieni. Foarte multe restaurante au acest profil, acela de a servi mâncare italiană. De fapt și numele Cipriani Dolci. Foarte multă lume își face poze atunci când ajunge în gara centrală. Hai să o luăm la pas, pentru că timpul este limitat. Așa arată de la exterior clădirea gării centrale, despre care vă spuneam că este o realizare arhitecturală de excepție.
la orice oră din zi, din noapte, veți găsi acest puhoi de oameni. Orașul New York nu doarme niciodată. Despre acest lucru este el foarte cunoscut, pe lângă toate aceste clădiri uriașe. Acum, hai să zicem că suntem în zona gării centrale și ar fi normal ca aglomerația aceasta să existe, dar dacă ajung și pe celelalte bulevarde, veți vedea că lucrurile stau astfel. Oriunde te-ai afla, găsești acești oameni care vin, se duc, oameni care probabil au ieșit să ia prânzul și pur și simplu oameni care vin să vadă orașul, pentru că aici există în fiecare zi zeci de mii de turiști care hoinăresc pe străzi. Eu vreau să ajung în parcul central, am pus pe GPS pe telefonul celălalt și din când în când îl consum. Probabil am nevoie de vreo 20 de minute pentru a ajunge acolo. Iată cum se face transportul atunci când vrei să fii mai excentric. Ok, urmează să fac dreapta pe celebrul Fifth Avenue. Văd că încă se mai construiește în New York. Mă întreb oare cum au găsit domnii respectiv acest spațiu, pentru că pur și simplu clădirile sunt una în alta. Foarte greu găsești o clădire care să nu fie lipită de cealaltă. Hai, uitați ce puhoi de oameni încolo. Și o doamnă care trăiește pe stradă. Mie îmi place New York City, pe lângă faptul că orașul arată superb. Aici se vorbește foarte mult limba italiană, pentru că există o puternică comunitate italiană, de fapt cred că cea mai mare dintre toate statele de pe teren american, aici la New York. Ei au chiar și un orășel. Nu știu dacă voi ajunge acolo, pentru că am puțin timp la dispoziție, dar poate intru într-un restaurant să iau masa, unul cu specific italian, pentru că ele sunt foarte răspândite aici. Sunt curios cât costă o șapcă. Nu avem timp de cumpărături. Oare cum s-ar simți un domn care viețuiește majoritatea timpului într-o localitate mică să vină în acest oraș, în care dacă nu ești obișnuit cu acest trafic pietonal, pur și simplu te sufoci. Vă puteți achiziționa și pălării dacă doriți, doamnele, dar astăzi nu este nevoie pentru că, din fericire, nu avem o temperatură ridicată. Și, în sfârșit, am simțit mirosul de iarbă, nu că mi-ar fi lipsit, dar era chiar culmea să nu apară în peisaj. Deci miroasea iarbă te doboară. Unele dintre atracțiile orașului New York este acest food street. Voi încerca și eu, dar nu aici. N-ai cum să vii New York și să nu mănânci un hot dog pe stradă. Înseamnă că ai venit degeaba în acest oraș. Acum nu vă speriați, nu vă îmbolnăviți. Altfel, oamenii nu cred că și-ar risca business-ul dacă ar oferi mâncare infestată. Eu am mai mâncat și nu am pățit niciodată nimic. S-au mulțit cei ce vând hot dog. Nu știu dacă voi rezista, dar hai că mai încerc să mai merg un pic. Dacă sunteți iubitori de soccer sau de fotbal, cum se mai numește el în Europa, avem aici magazinul celor de la Paris Saint-Germain. Hai să vedem și ce tricouri ni se prezintă în vitrina. Interesant, dacă aș găsi cu Internaționale Milano, cu siguranță mi-aș lua unul. Dar îmi place trainingul. Ia uitați cum se construiește la mare înălțime. Acest lift exterior care coboară și urcă cu cei ce lucrează la acest building uriaș. Hai să facem un zoom.
Eu aș plăti pe cineva de acolo să mă lase să urc. Nu am probleme cu înălțimea. Cred că ar fi tare cool. Dar bineînțeles că nu se poate. Porumbeii niciodată nu lipsesc din atracțiile marilor orașe. Tocmai ce au primit mâncare de la o doamnă. Orașul New York este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii și zona metropolitană este considerată una dintre cele mai populate din lume. Sunt în apropiere de celebra catedrală St. Patrick. De altfel, mă aflu chiar pe treptele acesteia. Voi trece drumul pentru a surprinde un cadru de ansamblu al acestei clădiri. Atenție mare când pronunțați numele orașului, pentru că multă lume greșește spunând New York. De fapt, este New York. Asta ca o chestie estetică, dacă vreți să rostiți corect numele acestui oraș. Aceasta este catedrala St. Patrick din New York, pe care eu am vizitat-o deja. Nu cred că vreți să vedeți acum imagini de la interior. Dacă mai revin în New York, poate am să fac un vlog și de aici. Să-l salutăm și pe el bătrân, care a văzut că se menține lider în sondaje cu 2% peste domnul Biden pentru următoarele alegeri. Hai să trăiești, bătrâne! Forța Trump! Folosești telefonul pe post de oglindă. Până la urmă mi-am cumpărat un hot dog cu $5, a fost foarte bun. Și mă uit în cameră să văd dacă nu cumva mi-am lăsat mustăți. Am intrat deja în Central Park, acum începem exploratul. Nu am continuat expunerea legată de orașul New York City. Vă voi prezenta la un moment dat chiar și istoria acestui parc, dar să găsim un loc unde să ne așezăm pe iarbă. Oamenii vin aici să se relaxeze, unii dorm pur și simplu, alții freacă telefonul. Văd și un domn de origini evreiești care se află acolo. Și o domnișoară în prim plan care din când în când trage cu poftă dintr-o țigară. Ok. Suntem într-o zi de lucru, sunt mulți oameni care au geaburi în apropiere și vin aici pentru
a lua prânzul sau pur și simplu pentru a petrece câteva clipe până când își reiau activitatea și nelipsitele gâște din parcurile americane. Arată foarte fain acest peisaj, un lac, iarbă verde și aceste blocuri zgârie-nori. Iată și unul dintre locurile unde lumea vine să-și facă poze. Sunt pozați nu doar acești mastodonți, ci și căței. Hai să vă prezint o beberiță care se joacă nestingherită printre oameni. Foarte tare. Este uriaș acest parc. Trebuie foarte mult timp să îl vizitez tot. Și iată că există și mijloc de transport cu celebri cai. Era o zonă unde veneau mulți oameni care îndrăgesc curentul hip-hop și dansau, cântau. Sper să o găsesc pentru că sunt profesioniști oamenii respectivi și știu ce fac. Nu vin aici doar de a dragul de a se face cunoscuți. Oamenii chiar vin să se și antreneze. Hai totuși să începem cu datele tehnice ale acestui parc. Central Park sau Parcul Central este situat în Manhattan, New York și el a fost deschis pentru public în anul 1859. Parcul are o suprafață de 315 hectare, 4 km lungime și 800 de metri lățime. Mă uitam ce câini interesanți are acest domn. Și tinerii din față care practică un sport pe care eu nu-l înțeleg, nu l-am mai văzut. Ok. Cineva aruncă mingea și un băiat șutează ridicând balonul cât mai sus, după care fuge. Cred că este un fel de baseball, doar practicat cu piciorul, fără bâte. Foarte interesant. Se spune că Central Park este vizitat anual de peste 25 de milioane de persoane. În 2003 chiar s-a atins un record când s-au înregistrat peste 40 de milioane de vizitatori. Și tot despre Central Park, având acest peisaj minunat în față, ni se relatează că este cel mai fotografiat parc din lume. Și bineînțeles, celebra sirenă a salvărilor, a mașinilor de poliție sau a pompierilor, care, așa cum am spus mereu, nu lipsește din peisajul marilor orașe. Acum, dacă veți căuta pe internet informații, poate veți spune că v-am dat niște chestii greșite. Parcul a fost înființat cu 2 ani mai devreme, în 1857, dar el a fost deschis pentru public în anul 1859. Până la urmă i-am găsit și pe celebri jucători de baseball. Hai să vedem cum se descurcă băieții ăștia. Să vedem dacă domnul Potter, cel puțin așa scrie pe tricoul său, lovește. Prima aruncare a fost un fail. Come on. Eu oricum nu înțeleg nimic. Am zis și eu, come on. Hai să-l vedem pe alt domn. Nu știu de ce prima aruncare este de fapt o eroare. Probabil la a doua se va întâmpla ceva. Și la a doua la fel.
Hai să vedem. Cea de-a treia. Wow, asta a dat lovitura. S-a dus mingea până pe buildingul din față. Ok. Se distrează oamenii într-o zi de lucru. Probabil este o echipă de amatori care vin aici să exerseze. Hai să ne continuăm expunerea și călătoria prin Central Park. În anul 1858, Frederick Law Olmsted și Calvert Vaux, un arhitect peisagist, și respectiv un arhitect normal, dacă se poate spune astfel, au câștigat un concurs, după care s-a declanșat operațiunea de reîmprospătare a acestui minunat parc. Totuși, în prealabil, poetul editor William Cullen Bryant și arhitectul Andrew Jackson Downing au cerut construirea unui nou parc pe insulă. Acest lucru se întâmpla în anul 1840. Din fericire, cerințele lor au fost îndeplinite și 16 ani mai târziu, cu ajutorul acelor arhitecți pe care i-am pomenit mai devreme și care au câștigat concursul, s-a declanșat marea revigorare. În primă fază, cea mai mare parte a parcului a fost cumpărată cu 5 milioane de dolari, bani pe care statul american i-a plătit. Curățarea lacului a început în anul 1857. Aceasta a constat în înlăturarea multor căsuțe împrăștiate și ferme mizere, a animalelor libere și a mai multor canale deschise. Planul arhitecților consta în păstrarea naturaleții terenului pentru a oferi un parc cât mai atrăgător locuitorilor orașului. Acest plan a fost ales din cele 33 depuse la concurs în anul 1858 pentru un premiu de 2000 de dolari. Pe perioada construcției, tone de pământ au fost mutate pentru a amenaja terenul și s-au plantat peste 5 milioane de copaci și arbuști. Totodată a fost instalat un sistem de alimentare cu apă și au fost construite multe păduri, arcade și drumuri. Central Park a fost finalizat și deschis din nou în anul 1876. Aceasta este una dintre cele mai mari realizări în amenajare peisagistică artificială. Terenul și vegetația parcului sunt foarte variate, de la râpe, plante ierboase și pante blânde, până la râpe abrupte și stâncoase. Să mai spunem că parcul central este plin de monumente neobișnuite, dar castelul Belvedere este poate cel mai frumos. În interiorul parcului este amenajat chiar și un muzeu. Acesta se numește Muzeul Metropolitan de Artă cu vedere la Fifth Avenue. Există de asemenea o grădină zoologică și un patinoar, bineînțeles, care funcționează doar pe perioada anotimpului invernal. Cei ce vizitează parcul se pot bucura de aceste lacuri, unele mai micuțe, altele mai mari, un teatru și multe terenuri pentru atletism, zeci de fântâni, dar și locuri amenajate pentru cei mici. Am pătruns într-o zonă mai plată, unde sunt foarte mulți tineri. Nu știu dacă am amintit pe perioada expunerii că oamenii tind să creadă că Central Park este cel mai mare spațiu verde din New York. Numai că lucrurile stau diferit. Van Cortlandt Park din Bronx înclină balanța, ajungând la 1146 de acri, iar Staten Island Green Belt, o rețea de parcuri conectate și trasee de mers pe jos, acoperă o suprafață de 2800 de acri. Aici se încheie această expunere. Sper că v-am oferit câteva date sumare pentru a vă putea face o idee despre acest parc. Eu voi continua plimbarea. Încă nu i-am găsit pe acei băieți despre care spuneam că vin și dansează aici. Hai că mai dau o tură, pentru că nu vreau să zăbovesc toată ziua prin parc. We'll be right back.
Hai să-i dăm niște bănuți domnului, că merită. Cred că am vizitat doar 10% din parc, dar vreau să mai surprind și alte cadre, nu să focusez vlogul doar pe această locație. Cu alte cuvinte, să-i spunem la revedere parcului. Arrivederci, see you next time! Bă, un lucru e sigur, acum că tot am revenit în real life, sau ia uitați nenea asta cum arată. Ce a fost asta? În fine. Dacă tot am revenit în aglomerație, vreau să vă spun că este plin de poliție. La fiecare stradă este un nene care dirigează circulația, dar foarte multe mașini. Sunt curios dacă l-aș întreba pe unul dintre acești polițai o chestie legată de cum ajung într-o locație, dacă mi-a răspunde, pentru că mi-am luat aminte când a fost în Franța. Bine, cu mult timp în urmă l-am întrebat pe un francez cum pot să ajung în locul respectiv și știți ce mi-a zis, pe lângă faptul că a rostit o expresie ce nu poate fi reprodusă acum pentru că a strica videoclipul, la sfârșit mi-a zis descurcă-te și așa am și făcut. Hai să vă arăt o chestie. Vedeți aceste mașini galbene? Acum nu am să mă duc cu camera să iau prin planul, dar în mare parte ele sunt. De la ce companie credeți? Toyota, bineînțeles. Pentru că au fost unii care au zis, bă, ce tot l-auzi Toyota? Eu n-am spus că sunt mașini de Formula 1 sau puternice, dar la fiabilitate sunt numărul 1, cred că, pe planetă. Cifrele îmi dau dreptate. Dacă vreți să vă contraziceți cu mine, faceți-o cu inginerii care stabilesc aceste criterii. Ok, era doar o precizare, pentru că și aici, în New York, foarte, foarte multe taxiuri sunt de la Toyota. Am trecut pe lângă niște grupuri care se odihneau pe bancă și mă întrebam, bă, oare ăștia nu mai știu să fumeze Carpați și Mărășești? Pentru că văd că toată lumea fumează marihuana. Deci e bine să-mi învărț mațele. Sunt de modă veche, ați fi vrut să spuneți. Bă, dar chiar, eu cred că era mai bună o mărășească. Eu am fumat și Mărășești. Hai să nu încurajăm fumatul, pentru că și țigările alea nu sunt chiar minunate. Mi-am aminte ce tuse trăgeam. Da, mergem în paralel cu Central Park, pentru că vreau să ajung pe Broadway. Și dacă vreți building-uri, clădiri înalte, luați de aici. Eu nu prea vreau să filmez aceste construcții de sticlă, pentru că, așa cum spuneam, este plin YouTube-ul. Viața de pe stradă mă interesează. Gata, trebuie să ies de aici, că cred că încep și eu să mă lipsesc de la oamenii aia și să vorbesc prostii, pentru că am inhalat fum de marihuana. Poate mă apuc să vorbesc chineză și fac ce fac și mă întorc la El Bătrân. Aici este, de fapt, intrarea principală în hotel. Eu am filmat spatele în urmă cu vreo jumătate de oră. Ok, hai să continuăm drumul. Aici este o intersecție. Bineînțeles, nelipsita mașină de poliție și acest glob. În caz că mi se comunică dinspre GPS că am ajuns pe Broadway.
Nenea asta pregătește un spectacol stradal, așa, încă 5 minute să văd ce face. Cred că jonglează cu chestiile alea. Fac ce fac și mă învârt prin apropierea acestor tonete unde se comercializează hot dog. Trebuie să-mi pun pofta în cui pentru că prietenul meu mă așteaptă cu pește și cartofi prăjiți. Sunt în vacanță, mai fac și eu excese. Chiar mi-e poftă să mănânc niște cartofi prăjiți. Foarte multe taxiuri. Ăsta nu erau înainte. Sunt curios ce tarifuri au. Băiatul respectiv, văd că își începe reprezentația. Hai să vedem ce face. Hai, hai. Arde-o. Și această doamnă care arată destul de aranjat, machiată. Ok, hai să continuăm drumul. Cred că are vreo 80 de ani doamna din fața mea, dar se ține bine pe șasiu. Sunt într-un sens giratoriu și caut Broadway-ul. Să vedem. Ha, l-am găsit. Ce bine să ai GPS. Doamnelor și domnilor, suntem pe celebrul Broadway. Și un domn polițist care probabil are un dialog cu un coleg de-al său. Văd că aici sunt câteva terase. Cum ar fi să spun oamenii servesc masa? M-ar certa domnul consul, domnul Radu Banciu, pentru că masa se ia, nu se servește. Atenție mare! Am văzut foarte multe biciclete de închiriat. Chiar cred că merge acest business în New York. Am văzut că prin România au început să se plângă firmele care au astfel de afacere pentru că aceste biciclete sunt distruse de către cei ce le folosesc. Acum nu cred că aici este diferit, dar probabil costurile sunt foarte mari și acoperă pagubele. Doamnelor și domnilor, New York are statutul de cel mai mare oraș al Statelor Unite ale Americii încă din anul 1790, fiind și primul oraș capitală al statului și locul de numire al primului președinte american, în speță George Washington. Mai bine de un secol, New York City a fost centrul mondial de comerț și finanțe. New York are și statutul de a fi unul dintre cele mai importante orașe ale lumii datorită influenței sale globale din mass media, educație, divertisment, artă și modă. Și așteptăm cu minți la semafor. Totodată New York City găzduiește și sediul Națiunilor Unite, ONU, prescurtat. Orașul New York este împărțit în 5 zone: The Bronx, Manhattan, Queens, insula State Island și Brooklyn. Cu peste 8,5 milioane de rezidenți pe o arie de 830 de kilometri pătrați, New York este metropola cu cea mai mare densitate de locuitori din Statele Unite ale Americii. Rețeaua de străzi din Manhattan are forma unei table de șah cu străzi orientate est-vest și nord-sud, întretăiate în unghi de 90 de grade. În New York există 155 de străzi est-vest și 12 străzi nord-sud. Conform unei statistici efectuate de Forbes în 2016, orașul găzduia 79 de miliardari, fiind pe primul loc în lume din acest punct de vedere.
Hai să vă dau câteva date legate și de cum s-a format acest oraș. Se spune că regiunea era locuită de circa 6.000 de lenapi nativi americani în momentul descoperirii sale în anul 1524 de către Giovanni de Nerazzano, un explorator italian. Acest explorator se afla în serviciul coroanei franceze care a numit-o Nouvelle Anglume. Instalarea europeană a început odată cu fondarea unei așezări olandeze în anul 1614, ce se ocupa cu comerțul de blănuri, denumită mai târziu Noul Amsterdam. Așadar, după cum vedeți, New York nu a avut acest nume încă de la începutul existenței sale. Cred că acest oraș a trecut prin multe schimbări de-a lungul timpului până când s-a ajuns la numele actual. De la acel nume, Nouvelle Anglume, s-a trecut la Noul Amsterdam, veți vedea că lucrurile nu se opresc aici. Spuneam că instalarea europeană a început odată cu fondarea acelei așezări olandeze în anul 1614. Aceasta era situată în sudul Manhattanului. Directorul general colonial din acele timpuri, Peter Minuit, a cumpărat insula Manhattan mai târziu, în anul 1626, oferind în schimb 60 de guldeni, denumirea monedelor de aur olandeze. Totuși se spune că lucrurile nu au stat astfel. O altă legendă zice că Minuit ar fi cumpărat insula de fapt cu niște mărgele de sticlă valorând 24 de carate. În anul 1664, orașul a fost recucerit de către englezi și totodată redenumit New York. Numele orașului vine de la ducele de York și Albany. Și dacă lucrurile credeți că s-au oprit aici, vă înșelați, pentru că istoria a continuat. La sfârșitul celui de-al doilea război anglo-olandez, Olanda a căpătat controlul asupra insulei Rhön, care la acea vreme avea o mare importanță. În schimb, Anglia a obținut New York-ul. Până în anul 1700, populația lenapilor a scăzut sub 200. Pe lângă multitudinea de lucruri rele pe care englezii l-au pricinuit pe tărâm american, iată totuși și o chestie bună, New York-ul a încetat să își mai schimbe numele. Importanța orașului ca port comercial a crescut în timpul stăpânirii engleze. Universitatea de la Columbia a fost înființată în anul 1754 pe timpul regelui George al II-lea. Totodată, în timpul secolului al XIX-lea, orașul a fost transformat intens datorită imigrării și dezvoltării. În anul 1835, orașul depășise Philadelphia demografic, devenind cel mai mare oraș american. Cam aceasta a fost istoria acestei uriașe metropole americane. Acum voi continua incursiunea mea, încercând să surprind noi cadre din vremurile actuale, bineînțeles. Hai că mai avem puțin și ajungem la finalul acestei călătorii pe Broadway. Ne apropiem de celebrul Times Square. Și iată că în New York City se mai întâmplă și anomalii, plouă în timp ce afară este senin. What? Cred că încet las imaginile să curgă pentru că se aude muzică din depărtare și probabil YouTube-ul îmi va da strike sau îmi va bloca videoclipul. Pentru că nu am drepturile de autor pentru muzica aceea. Dar vom vedea. Hai să nu stabilim dinainte sentințe. Din când în când mai vine câte o boare de iarbă, dar nu așa de intensă precum în apropierea parcului Central. Deci dacă vii în New York, este obligatoriu să mănânci un hot dog pe stradă, să vizitezi Central Park, dar să ai timp mai mult la dispoziție, pentru că eu nu v-am arătat cine știe ce. Parcul arată mult mai atrăgător decât ceea ce v-am prezentat eu. Să vii în Times Square, să vizitezi downtown New York și să iei masa la un restaurant italian. Cred că mai sunt vreo două, trei chestii
Bine, comerciale ar spune, unii care trebuie să le faceți, dar așa cum spuneam, dacă veniți din postura de turist, trebuie să faceți aceste chestii. Nu știu de ce, ori de câte ori vin, parcă se schimbă anumite aspecte. Nu știu dacă exista această terasă cu strada închisă. Habar n-am. Cert este că acolo se derulează un eveniment. Hai să vedem, este un protest. Cineva pur și simplu susține o recital în plină stradă. Văd oamenii adunați. Cu alte cuvinte, let's see. Muzica sună bine. Hai să vedem cum arată de sus Times Square. N-am mai fost de câțiva ani aici. Bine, am trecut prin zonă, dar nu am mai stat pe scări. Ok, so that's it. Dacă vii în New York și nu ajungi în Times Square, atunci du-te acasă. Hai să le facem reclamă și oamenilor care își afișează aici companiile. De fapt, acesta este farmecul zonei. Uriașele screen-uri și scările pe care de altfel mă aflu și eu. Ok, hai să coborâm din nou treptele. Sper să nu mă rostogolesc peste cineva. Noaptea trebuie să vii aici, pentru că aceste scări sunt luminate și cu luminile care provin de la reclame, peisajul este astfel, dar facem ce putem. Este un concert. Am văzut un afiș pe care scria ca lumea să se oprească pentru a sărbători acest eveniment. Hai să vedem mai exact. Ah, ok.
Lumea să ia o pauză pentru pace. Văd că se filmează acest eveniment. Uitați cum arată o cameră profesionistă sau profesională. That's what we're celebrating today for the International Peace Day. I'm going to play foarte fain. By the great George Gershwin. Vorbește un domn. Enjoy. Poate mai prindem pe cineva care cântă. Foarte mulți cameramani. Cred că este un eveniment destul de important. Au, domnul susține un recital. Avem tot felul de personaje prin zonă, domnii aceștia costumați, care probabil la un moment dat vor susține și eu recital. Și avem personaje din desene animate. Acești oameni cred că devin agresivi în clipa în care le ceri ca să faci o poză. Deja și vin spre mine. Oh, I'm ok. Hai să vedem ce se întâmplă în culise. Uitați ce costumații au doamnele. Foarte interesante. Sper să nu-mi dea strike YouTube-ul. A, uitați și Statuia Libertății. Un domn pe picioroange. Hai să vedem ce fac și băieții de cartier. Ardio. Arde-o pe Tatiana! Ai, ce bun erați la coasă amândoi! Să trageți două brazde! Chris and T, you can check us out on platforms. Chris and T, Matt, Chris and T, thank y'all. Love it. Okay. Gata. Părăsim și Times Square-ul. Am văzut destul. Trebuie să mergem la gară. Cum ar fi zis un român? Ura și la gară! Ia uitați! Asta e viața în oraș. Și pe partea altă plin. Și nene acesta costumat mai deosebit. Costum de piele de camuflaj. Singura chestie ce nu-mi place, oamenii aceia deghizați în tot felul de personaje din lumea masmelor, sunt cam agresivi. Dar înțeleg imediat cum le zici, că nu ai nevoie să te ajute, te las în pace. Am ajuns din nou în gara centrală, numai că atunci când am făcut prima filmare, în clipa în care am sosit aici, bineînțeles că am uitat să pornesc la valiera și vreau să vă dau câteva detalii tehnice legate de această gară, dar întâi vreau să merg să-mi iau bilet. Hai să-i dăm bice pentru că am tren în 7 minute și vreau să vă dau câteva detalii legate de gara centrală din New York. Se spune că într-o zi de 2 februarie 1913 a fost inaugurat Grand Central Terminal, cea mai mare gară feroviară din lume.
Aceasta are 44 de peroane cu 67 de linii de tren situate pe două nivele, 41 de linii la etajul superior și 26 de linii la etajul inferior. De fapt, istoria gării a început în anul 1871, când s-a construit Grand Central Depot cu un punct de întâlnire pentru trenurile din direcția Hudson River, Harlem River și New Haven. Ca și noutate, în acea vreme a fost acoperișul peste linii. În anul 1903 și 1913 au avut loc îmbunătățiri cu ajutorul arhitecților Warren, Wetmore și Red Stern, totodată gara devenind din Grand Central Depot un Grand Central Terminal. Clădirea de astăzi are arhitectura B-Arts, originea din secolul XIX. Am uitat să vă precizez că acele linii ferate se află subterane. Cu alte cuvinte, avem o gară sub pământ. În continuare s-au adus îmbunătățiri acestei gări și deasupra ei s-a ridicat o clădire de 59 de etaje, care se numește MetLife. Și acum hai să o luăm la sănătoasa pentru că pierdem trenul. Sper că suntem bine. Trebuie să întreb pe cineva. Ăsta-i tată, l-am nimerit. Hai că le-am rezolvat pe toate. V-am prezentat și gara și am prins și trenul. Cum s-ar spune, parfum. A fost o zi minunată. Guys, trenurile sunt foarte curate și faine. Și cel mai important, vin la timp. Aș face o plimbare, dar nu cred că vedeți ceva deosebit. Eu am remarcat această curățenie și civilizația omului care folosește un astfel de mijloc de transport. Hai! Suntem în gara din Peekskill. Am ajuns acolo în localitatea unde locuiește prietenul meu. Acum îl voi suna să vină să mă ia. Între timp, hai să facem încheierea vlogului de astăzi. Doamnelor și domnilor, acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final și rămâneți în continuare pe canalul meu. Mâine vom pleca la pescuit undeva în apropiere de granița cu Canada. Ok, probabil în zilele următoare va apărea un nou vlog. Până data viitoare, la revedere și nu uitați, dacă doriți, puteți să dați un like postării de astăzi și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc anticipat. V-am pupat!